Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre spitalul mobil din Lețcan. De fapt e mult spus spital mobil. Mai corect ar fi bătaia de joc fixă, nu mobilă, pe bani publici de la Lescani, județul Iași, o achiziție de 13 milioane de euro, 10 milioane de la Consiliul Județean Iași, 3 de la Consiliul Județean Neamț, o unitate mobilă cu 256 de paturi, dintre care 104 de terapie intensivă, destinată teoretic tratării cazurilor severe de COVID și care n-a funcționat la mai mult de 5-6% din capacitate niciodată și doar pentru puțin timp și asta cu mari, mari dificultăți. Acum, desigur, întrebarea e ce se mai poate face cu această cumpărătură scumpă și inutilă. În ultimul timp, o comisie formată din consilieri județeni a evaluat situația și propune acum o, nu prea elegantă, dar probabil foarte utilă, spălare pe mâini, să fie dat spitalul ăsta la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, că poate știu ei acolo cum să se spele pe cap cu el. Pardon, știu ei ce să facă cu el. Comisia admite că achiziționarea spitalului n-a fost o idee rea, dar că gestionarea contractului a fost greșită. Puțin spus, aș zice eu, și se enumără mai multe mici probleme. După cumpărarea spitalului de la furnizorul turc, nu s-a făcut înaintea plății un inventar de predare-primire a echipamentelor achiziționate. Pentru că de ce să faci așa ceva când plătești 13 milioane de euro? Mizilic. Puterea instalată a rețelei electrice nu suportă echipamentele cumpărate. Deci n-au cu ce să alimenteze ce au cumpărat. Deși a fost prezentat ca spital de campanie, tip NATO, e NATO de la pentru țări calde, că nu poate funcționa pe timp rece în România. Adică majoritatea timpului, de fapt. Țevile sunt izolate la mișto cu staniol. Consilierii au observat că este vorba de staniol de la de bucătărie. Acum, nu sunt inginer în țevi și instalații, dar nu știu cum să face, asta e. Deci nu avem noi niște meșteri să pună niște poliester de la el, ce e problema noastră. Da. De asemenea, e spital pentru țări nu doar calde, ci și secetoase, că poate să fie cald și umed. Dar aici trebuie să fie spitalul ăsta pentru cald și secetos. Așa. Pentru că atunci când a plouat mai tărișor la Iași, unitățile spitalului s-au inundat. Nu există evacuare pentru apele pluviale. Deci cald și uscat. Rece și umed nu, cald și uscat, da. Comisia a mai constatat că unele echipamente medicale s-au defectat imediat și că altele nu au fost puse niciodată în priză, fiind în continuare sigilate în cutiile în care au venit. Deci, cam banc. Unele s-au stricat și altele nu s-au desfăcut. Interesant să reamintim că achiziția din bani publici s-a făcut printr-un lanț de vreo 3 intermediari, iar ofertele inițiale au fost cu vreo 3 milioane de euro mai ieftine decât prețul la care s-a făcut în cele din urmă cumpărarea. De. 3 milioane la 13 milioane, mă rog, e 3 milioane la 10, de fapt. Nu, tu fă altfel, 3 milioane la 3 intermediari. Mai cred că au fost ceva mai mulți. Deci, eu zic umflat, că suntem prea săraci ca să cumpărăm ieftin. Da, sigur. Umflat prețul cu 30% mi se pare chiar rezonabil, nu? Bun. De asemenea, de spus și că potrivit normativelor în vigoare, pur și simplu nu există spațiu necesar pentru instalarea tuturor paturilor de terapie intensivă cumpărate. Și presupun că înțelege toată lumea că un pat de terapie intensivă e mult mai mult decât un cadru cu o saltea și o pernă și o noptieră. Adică e echipament... Normativele spun că nu poți pune mai mult de, cred, 6 paturi de terapie intensivă într-o secție. Există o limită legală. Aici, dacă împărțeai la spațiu disponibil, trebuiau să fie de 2 ori mai multe paturi pe spațiul respectiv. Deci nu se puteau face. Ce mai aerisită, ce? Nu, să fie mai neaerisită, că trebuiau să pună mai multe în spațiu mai mic. Asta zic, lasă să pună mai puțin, să stăm mai comod. Da, le-au cumpărat. Deci sunt de 2 ori mai multe decât s-ar putea pune în saloanele, în care ori e prea frig, ori e prea inundat, oricum nu se pot pune în priză. Pentru piese de rezervă. Da. Asta e. Cum a explicat fostul președinte al Consiliului Județean Iași, achiziția de 2 ori mai multe paturi decât se puteau instala, citesc, ca să fie pentru alte catastrofe. Măcar, măcar să ne prindă catastrofele pregătiți de acum încolo. Deci pentru catastrofe de 2 ori mai mari, avem paturi la Iași. N-avem unde să le punem în priză, unde să le folosim și să nu plouă, să fie catastrofe fără ploaie. Haz de necaz, cam asta e povestea până acum. Încă nu s-a încheiat, e o anchetă la DNA, așteptăm și noi vești, o să vă ținem la curent. De notat numai 2 lucruri la final. La Iași, consilierii județeni au decis să facă acum o comisie de administrare a acestei panarame de spital, după cum i-a spus chiar președintele Consiliului Județean, Costel Alexe. Deci... L-a citat pe Pițurcă. Da, panarame. Panarame de... Așa. O să, nu, că a zis-o mai demult, cred că Pițurcă l-a citat pe dânsul. Ah, ok. Da. Deci o să administreze, fie că funcționează, fie că nu funcționează. O zi funcționează, o zi nu funcționează, azi nu funcționează. Dar de administrație se administrează și presupun că pe bani. Că doar nu administrezi gratis. Corect. Ești consilier, trebuie să faci comisie, comisia se întrunește o dată pe lună și primește o indemnizație acolo.
Bun. Și în acest timp la București, în curtea spitalului Elias, funcționează bine, mersi, și fără probleme, sau cel puțin probleme de care să fie auzit cineva, un alt spital mobil, instalat cam în aceeași perioadă, 1200 de metri pătrați în containere, terapie intensivă pentru pacienți în stare gravă, 38 de paturi disponibile, clădirea cu toate utilitățile necesare a fost ridicată mai puțin de 2 luni. Clădirea, când spun, e vorba de ansamblu, respectiv de containere. Am spus clădirea, că nu știu cum să-i spun altfel. Deci ansamblu acela a fost ridicată mai puțin de 2 luni și acțiunea a fost coordonată de Asociația Dăruiește Viață. Banii au venit din donații, bani privați, 2,2 milioane de euro, totul funcționează. Da, dar vezi că nu vorbește nimeni de... Da. De spitalul ăsta. Păi da. Noi vorbim noi din când în când, da, ăla nu ajunge la știri. Da, bani de geam. Merge, am fost și eu nu de mult. E acolo un centru de ăsta unde poți să faci remene, nu știu ce. Și era acolo, totul funcționa în regulă, nicio problemă. Da, dar vezi, nu te-ai uitat la el așa cu atenție când știi că e doar 2 milioane de euro. Dacă era 13, așa este. Astfel... La București, că nu e chiar de frig, nici nu plouă atât de mult ca la Iași. Și aici avem alte rețele de curent, domne, nu ca la Iași, asta e. Stat versus privat. Asta e un meci al cărui câștigător în România... În competiția eficienței și a bunului simț, câștigătorul e mereu cunoscut dinainte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.